Petre Grigoraș a reușit să omogenizeze repede lotul pandurilor, doar 17 jucători folosiți acum, atac bun al pandurilor și ce ocazie are Cristea Ipec și este ocazie mare pentru pandurii. Cristescu a fost omul care a respins de pe linie. Iată șutul lui Cristea și apoi cel al lui Ibec și dubla intervenția lui Mircea Bornescu. Portarul Petrolului menține deocamdată. Prița, foarte bună pasă pentru Bugeman, care continuă Bugeman, Bochila și este gol! Este gol! Marcat de Petrolul, dar de Younes Hamza. Este însă validat, de aceea am și a ezitat, pentru că probabil Younes Hamza a fost în poziție de offside pentru faulta lui de la Maziat. Aici faza, pătrunderea lui Bugema, pasă în spate, offside la Younes Hamza, dar e minge venită nici din adversar. Prima fază era totuși Younes Hamza în poziție de offside. Fază foarte, foarte delicată pentru Aurel Onița. Rămân în 10 oameni, dar e de refăsut și această fază. Prima impresie e într-adevăr că Voiculeț a intrat cu talpa în față. Da, nu e cu talpa în față, era de galben aici. Pizza, o centrare, Younes Hamza este singur acolo. Petrolul deschide scorul. Lazăr, de atunci Bornescu a avut două intervenții extraordinare, de atunci însă Petrolul a insistat și până la urmă a avut de câștigat în urma acestei insistențe. Reluare pe colțul scurt, Lazăr clachează incredibil. La 0 pentru Petrolul. Ceva mai mult, ajutat acolo și de Cristescu, vine, iată o centrare foarte bună a lui Chierme și este 2-0 pentru Petrolul. Gol marcat de Marian Cristescu și începe această repriză secundă de la scorul de 2-0. Doi jucători ai Petrolului liberi în careul lui Lazăr. De data aceasta portarul pandurilor n-a mai avut ce face. Pandurii sunt echipa lui Petre Grigoraș e din ce în ce mai destabilizată. Era acolo și Bochila, Chierme a avut timp să centreze, Viera n-a avut cum să ajungă la această minge. Mamele, doar spectator la această reluare a lui Cristescu. 2-0 pentru Petrolul, greu de crezut că pandurii mai pot rămistor, nu se regăsesc în continuare. Brujenii Cristescu, foarte bună pasă pentru Bochila, în care Bochila 3-0. Petrolul începe să facă spectacol și începe să distrugă tot ce a construit Petre Grigoraș până în această etapă a 8-a. Fază simplă, Cristescu îi pasează excelent, plasament defectuos al lui Viera și finalizare simplă a lui Bochila, care marchează din nou după ce a făcut-o și în poarta campioanei CFR. Două goluri în numai 4 minute pentru Petrolul, care ajunge în acest moment la 15. Petrolul dă marcator pe bandă rulantă după Younes Hamza, minunea din returul sezonului trecut.
Bochila reușește dubla. Centrare din nou perfectă pentru Ghierme. Un adevărat avânt pentru Bochila, care pune piciorul perfect la această finalizare. Aproape de fiecare dată omul potrivit la loc.